Bine v-am găsit! Mă numesc Monica Petre și vă voi prezenta astăzi resursa educațională deschisă, trunchiul de cont circular drept. Definiție. Trunchiul de cont circular drept este corpul obținut prin secționarea unui cont circular drept cu un plan paralel cu baza și îndepărtarea conului mic. Aici avem un cont circular drept care a fost secționat printr-un plan paralel cu baza și îndepărtând conul mic, obținem un trunchi de con. Un trunchi de con am desenat mai jos, are baza mare acest cerc de rază OB, baza mică cercul de rază O'B'. Elementele acestui trunchi sunt, deci, raza bazei mici, raza bazei mari, înălțimea O'O', generatoarea B'B. Pentru a determina o relație între elementele trunchiului de con, o să construim B'C perpendicular pe OB, dar știam că și O' este perpendicular pe OB și atunci rezultă că O' este paralel cu B'C. Mai știu și că O'B' paralel cu OC, deci de aici rezultă că OC'O' este dreptunghi. Și atunci, aplicând teorema lui Pitagora în triunghiul B'CB, va rezulta că B'B la pătrat este egal cu B'C la pătrat plus CB pătrat. Observăm că CB este egal cu OB minus OC, adică raza bazei mari minus raza bazei mici, că B'C egal cu O' și este egal cu H, și atunci înlocuind în relația obținută din aplicarea teoremei lui Pitagora, obținem G pătrat este egal cu B'C care este H pătrat plus R mare minus R mic, totul la pătrat. Aceasta este relația între generatoarea, înălțimea și razele trunchiului de con. De ce trebuie să învățăm despre trunchiul de con? Pentru că însăși natura a creat multe minunății în formă de trunchi de con. Omul le-a văzut, le-a admirat, le-a studiat și apoi le-a folosit în viața de zi cu zi. Știați că Alberobello este un oraș din sudul Italiei, renumit pentru ansamblul de căsuțe Trulli, construite în secolul al IV-lea din piatră, fără niciun liant. Acestea sunt atât de speciale încât au fost înscrise în patrimoniul UNESCO din 1996. În imagine aveți o astfel de căsuță numită Trullo, care are acoperișul sub formă de con. Vârful este vopsit în alb, obținându-se astfel un con mic alb și un trunchi de con. Am măsurat cu rigla și am constatat că înălțimea ușii este de 1,5 cm. Diametrul cercului de la baza conului mare este de 4,5 cm, înălțimea conului mare este de 3 cm și înălțimea conului mic de 0,5 cm. Pentru a determina dimensiunile reale, ne folosim de faptul că înălțimea reală a ușii este de 180 de centimetri. Deci, pe desen, înălțimea ușii este de 1,5 centimetri. Înălțimea reală a ușii, ziceam că este de 180 de centimetri. Înălțimea conului mare este de 3 cm, adică de două ori mai mult decât sau de două ori mai mare decât 1,5 cm și atunci înălțimea conului mare este 2 ori 180 cm, care înseamnă 360 cm. Înălțimea conului mic este de 0,5 cm.
0,5 cm este de 3 ori mai mic decât 1,5 cm cât era înălțimea ușii. Deci înălțimea reală a conului mic va fi de 3 ori mai mică decât înălțimea reală a ușii, adică 180 de cm împărțit la 3, 60 de cm. Diametrul cercului de la baza conului mare este de 4,5 cm. 4,5 cm este de 3 ori mai mare decât 1,5 cm, deci și mărimea reală a diametrului este 3 ori 180, adică 540 de cm. Avem o altă imagine a acoperișului căsuței de mai înainte. Știm că VO egal cu 360 de cm, VO' este egal cu 60 de cm, raza mare este egală cu 540 împărțit la 2, adică 270 de cm. Ne propunem să aflăm dimensiunile trunchiului de con, adică raza mică, să aflăm înălțimea trunchiului de con și generatoarea. Înălțimea trunchiului de con, O' este egală cu VO' minus VO și egală cu 360 de cm minus 60 de cm, adică cu 300 de cm. Știm că A'O' este paralel cu AO, deci din teorema fundamentală a asemănării, triunghiul VA'O' este asemenea cu triunghiul VAO și scriind proporționalitatea laturilor obținem VA' supra VA egal cu VO' supra VO și egal cu A'O', care este R mic, supra R mare. Ne vor interesa numai aceste două rapoarte, pentru că îl cunoaștem pe VO', care este 60, supra VO, care e 360, R mic vrem să-l aflăm și R mare era 270. Simplificăm prin 60, obțin 1 pe 6. Rezultă că R mic este 270 supra 6, adică 45 de centimetri. Vom afla și generatoarea trunchiului. Pentru generatoare am dedus la începutul materialului formula G pătrat egal cu H pătrat plus R mare minus R mic, totul la pătrat. H pătrat, deci înălțimea la pătrat este 300 la pătrat, plus R mare minus R mic. 270 minus 45 înseamnă 225 la pătrat. Putem să dăm factor 25 la pătrat, deci 300 se descompune în 25 ori 12, deci ar fi 25 la pătrat ori 12 la pătrat plus și 225 se descompune în 25 ori 9, 25 la pătrat ori 9 la pătrat. Dacă dăm factor 25 la pătrat, obținem pe lângă 12 la pătrat plus 9 la pătrat, este 25 la pătrat ori, ar fi 144 plus 81, care este 225. Adică 25 la pătrat ori 15 la pătrat. Deci generatoarea este egală cu 25 ori 15 cm. 25 ori 15 înseamnă 375 de cm. O să scriem aici, generatoarea este 375 de cm.
Pentru că au apărut deja decorațiunile de Crăciun, Gabriela, o elevă talentată la matematică, dar și pasionată de design vestimentar, a cumpărat o căciuliță de Moș Crăciun în formă de con, din care îi va confecționa păpușii o fustă și o căciulă. Va tăia căciula, obținând astfel un con și un trunchi de con. Înainte de aceasta, va trebui să facă însă niște măsurători. A măsurat talia păpușii, aceasta este de 25 de centimetri, și generatoarea conului, a așezat căciula pe un con și a măsurat generatoarea conului, care este de 37 centimetri. Gabriela trebuie să croiască fusta, dar înainte de asta va trebui să facă niște calcule. Talia păpușii, am văzut că era de 25 de centimetri. Ce înseamnă talia păpușii? Înseamnă, de fapt, lungimea cercului de secțiune. 2 pi r egal cu 25 de centimetri. Deci raza cercului de secțiune este egală cu 25 supra 2 ori 3,14. Am folosit pentru pi valoarea aproximativă de 3,14. Obținem 3,98 de centimetri și pentru că este o problemă practică, ne permitem să aproximăm această valoare la 4 centimetri. Diametrul bazei, am măsurat baza conului și este de 30 de centimetri și atunci raza bazei va fi de 15 centimetri. Și generatoarea conului, am văzut că făcuse anterior și acest lucru, a măsurat generatoarea conului care era de 37 cm. Și pe figura pe care am desenat-o, generatoarea conului este de fapt VA. Acum am dus O'prim paralel cu OA. O'prim este de fapt raza cercului de secțiune. Și rezultă din teorema fundamentală a asemănării că triunghiul VO'A' este asemenea cu triunghiul VOA. Și obținem VO' supra VO egal cu O'A' supra OA și egal cu VA' supra VA. Ne interesează doar ultimile două rapoarte. O'A' era, spuneam, raza cercului de secțiune, adică 4. OA era raza conului inițial, adică 15. Egal cu VA'. Pe VA' vrem să-l determinăm pentru a ști unde facem tăietura. Și supra VA, care este de 37 cm. Rezultă că VA' este egal cu 4 ori 37 supra 15, deci VA' este egal cu 148 supra 15 cm, care este aproximativ egal cu 150 supra 15 centimetri, adică 10 centimetri. Deci tăietura se va face la 10 centimetri față de vârf. Gabriela măsoară 10 centimetri de la vârful conului și apoi taie căciulița. Din conul inițial a obținut astfel un trunchi de con și un con mai mic, pe care le observați în imagini. Acesta este produsul final, foarte reușit de altfel. Îi mulțumim Gabrielei, care ne-a demonstrat că pentru a fi un bun designer ai nevoie și de multe cunoștințe de matematică. Pentru a exersa, vă propun următoarea problemă. Se consideră trunchiul de con cu înălțimea O' de 6 cm și razele O'A' de 4 cm și OA de 7 cm. La primul punct, determinați înălțimea conului din care provine trunchiul de con. La punctul B, determinați generatoarea trunchiului de con și a conului din care provine trunchiul de con.
La punctul C determinați lungimea cercului de la baza conului mare și la punctul D determinați area cercului de secțiune. Atât pentru azi, la bună vedere!